La Timișoara a fost sărbătorită astăzi Ziua Familiei. Înalt preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, a participat la Sfânta Liturghie săvârșită în Biserica Pogorârea Sfântului Duh a parohiei Timișoara Freidorf. La final, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat rolul fundamental al familiei, mai ales în momentele de cumpănă din societatea românească. Ne-am oprit astăzi o clipă în fața acestor familii care atât de greu au fost încercate, nevinovate fiind. Pentru că am stat de vorbă cu atâția deținuți politici care și-au cerut dosarul la ieșire din închisoare și era gol. La slujbă au fost prezenți și membrii ai Asociației Foștilor Deportați în Bărăgan, precum și membrii ai Asociației Foștilor Deținuți Politici. La final, Societatea Femeilor Creștini Ortodoxe din Timișoara a oferit câte o carte semnată de Mitropolitul Banatului tuturor familiilor care au suferit în temnițele comuniste, precum și familiilor care au fost deportate în Bărăgan.